cetățeni români egali în drept. În această campanie vor fi implicați absolut toți liderii comunităților romi, ce înseamnă expert rom, mediator sanitar, mediator școlar, lider al comunităților rom. Vom face o caravană, vom colida toate cele 30 și ceva de localități din Mușel unde avem romi, identificăm în fiecare școală toți copiii în an terminal, adică în clasa 8-a, și le vom da recomandarea pentru licee. Rugămintea mea mare către directorii de școli, profesori și părinți, să-i drume pe copii după posibilitățile lor, și intelectuale, și materiale. De ce spun asta? Ni s-au întâmplat în alți ani, învățăm că nu avem cum să facem altfel, până nu ne lovim cu capul de sus, nu putem să vedem pragul de jos. Și am avut copii care s-au înscris la Dinicu, Golescu, s-au înscris la Chimic și din păcate nu au putut face față. Au fost prospătuiți, de asta îi rog încă o dată pe profesori, pe domnii profesori care, până la urmă, oglinda dumnealor, activității dumnealor, se reflectă în comunitățile de rom, prin elevii și prin tinerii care vin la licee și la facultăți. Și noi știm să facem treaba asta și le mulțumim din tot sufletul. Fiindcă la condițiile precare, prima materiale, de cea mai joasă speță pe care le au multe din comunitățile de romi, acolo copilul se simte cel mai bine. Și după noi, educatorul, învățătorul și profesorul, dascăl în general, are un rol primordial în educarea tinerilor și formarea lor ca buni cetățeni.